Bun găsit la meditația de seară despre preocupări sfinte. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Prin studierea Bibliei și o zilnică comuniune cu Isus, vom ajunge să avem vederi clare și bine conturate cu privire la responsabilitatea individuală și cu privire la tăria de a rezista în ziua încercării și ispitei. Acela a cărui viață este unită cu Hristos, prin legături ce nu se văd, va fi păstrat de puterea lui Dumnezeu, prin credință spre mântuire. Trebuie să ne gândim mai mult la lucrurile lui Dumnezeu și mai puțin la problemele trecătoare.